feel so alive. Yeah, I'm happy head to toe. I'm in overdrive. It's alright. Clear those clouds away. I can feel the sun. Yeah, let the music play. Now we've just begun. These are the best days. These are the best days. These are the best days of our lives, of our lives. There's magic in the air, and it feels so right. Yeah, yeah, yeah. So far. You'll see the light shine so bright. 'Cause these are the best days. These are the best days. These are the best days of our lives. Of our lives. Yeah. Oh, can you feel the spotlight?
Numele meu este Ioana Durjan și numele meu personal și al colegilor mei de la Departamentul de Științele Educației, vă mulțumesc, dragi studenți, distinși oaspeți, stimați invitați, pentru că ați acceptat să fiți aici cu noi la celebrarea absolvirii promoției 2015-2018 a Departamentului de Științele Educației. Pentru început, pentru a marca acest moment festiv, vom asculta împreună Gaudeamus. Gaudeamus igitur, iubenes dum sumus, Gaudeamus igitur, iubenes dum sumus, os fecundam iuventutem, os molestam senectutem, de obicei, acest moment festiv va fi urmat de un mesaj din partea Rectoratului Universității de Vest din Timișoara și pentru acest lucru îl invit la microfon pe domnul prorector, domnul conferențiar universitar, dr. Mădălin Bunoiu. Asta nu merg? Merg și asta. Se aude, e ok. Stimați invitați, dragi invitați, părinți, bunici, prieteni ai absolvenților de astăzi, este evenimentul lor și sunt foarte bucuros să văd o aula magna plină. Dragi absolvenți, dragi colegi, cadre didactice a celor trei programe de studii care se derulează la Departamentul de Științele Educației din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Pentru noi, cadrele didactice, momentele acestea sunt momentele bilanțului. Sunt momentele în care constatăm că munca noastră a fost sau nu a fost o reușită după ce încheiem ciclul de studii, că este el de licență, cum este astăzi, sau că este cel de master, sau de ce nu cel de doctorat. Toate aceste trei forme de studiu fiind disponibile la Universitatea de Vest din Timișoara și, spre bucuria noastră, începând de acum câteva zile, este o veste chiar foarte proaspătă, inclusiv domeniul de științele educației la doctorat. Felicitări pe această cale colegilor care au făcut posibil acest lucru. Pentru noi, să zic, reprezentanții conducerii universității, este și pentru noi o provocare atunci când venim în fața dumneavoastră, ce mai putem spune, cu ce vă putem atrage atenția, să nu spunem același lucru ca și anul trecut, pentru că sunt foarte vigilenți colegii noștri cadre didactice. Pentru astăzi m-am gândit să fac câteva trimiteri, pornind de la o carte pe care o citesc în această perioadă, nu am terminat-o încă, dar care m-a impresionat foarte mult. Este vorba de cartea Homo Deus, a cărui fir principal ar fi următorul.
Și anume, odată ce cumva omenirea a cam rezolvat cele trei mari probleme cu care s-a confruntat în cursul evoluției sale oarecum moderne, este vorba de foamete, este vorba de războaie și este vorba de maladii. Pentru că, într-un fel sau altul, le gestionăm astăzi. Este doar lipsa noastră de voință sau lipsa noastră de diplomație politică sau de alt tip, pentru că nu are toată lumea pe această planetă mâncare, că mai sunt încă o serie de focare de război, iar în ceea ce privește maladiile, acolo lucrurile sunt chiar foarte clare de când avem, cum bine știți, vaccinuri și alte medicamente la dispoziție. Ei bine, ideea era ce face omul în aceste condiții, pentru că el întotdeauna a fost provocat și a dorit mai mult. Ei, și cumva firul logic al acestei cărți zice că undeva omul și-ar dori să fie nemuritor și-ar dori să fie cumva omul Dumnezeu. Și în contextul ăsta, sigur că ne întrebăm cu toată inteligența artificială și cu toate cercetările în domeniu pe unde am mai fi noi oamenii, cam ce ar trebui noi să mai facem, nu? Dacă într-un fel sau altul se pare că există un plan pentru noi. Și aici ajung la a spune că avem mai multe lumi în care trăim. Avem lumea aceasta din universitate în care punem în evidență și în valoare talentul vostru, imaginația voastră, dar avem și o altă lume. Chiar în România avem o lume în care abandonul școlar este unul dintre cele mai mari. Ca și fapt divers, vă pot spune că în momentul acesta doar 25% dintre cei care aparțin unei generații ajung să facă și studii superioare. Da? Unde sunt ceilalți 75%? Sigur, pierduți într-un fel sau altul pe traseu, în învățământul primar, în învățământul gimnazial, în învățământul liceal. Și ajungem la voi. Ajungem la voi, la cei care ați decis să faceți aceste programe de studii și vă văd, îmi permit să mă adresez astfel, ca fiind elementul cel mai important în ceea ce înseamnă devenirea noastră ca oameni și ca societate. Pentru că oricâtă tehnologie o am avea, oricâtă informație o am avea, oricât ar fi dorința noastră de mare de a fi omul Dumnezeu, cineva trebuie întotdeauna să stea lângă cei mici, lângă cei tineri, să le spună că informația aceasta este corectă sau nu este corectă, că acest model sau acest profil moral pe care îl urmăm este unul bun. Iar acesta este cadrul didactic, este profesorul. Îmi fac o datorie de onoare din a-l pune, într-un fel sau altul, pe profesor, acolo unde spuneam mai devreme, și anume Homo Deus. Mă opresc aici, dorindu-vă succes și încurajându-vă să urmați atât cursurile de master ale universității noastre, indiferent ce domeniu alegeți, cât și, evident, pe cele de doctorat. Vă mulțumesc! Mulțumim! În continuare, am să o invit pe doamna conferențiar dr. Mariana Crașovan, decanul Facultății de Sociologie și Psihologie, să prezinte un mesaj din partea decanatului nostru. Am un podium aici cu care nu sunt obișnuită, nu m-aș mai urca pe el. Nu. Cred că e suficient. Bună ziua, stimate domnule prorector, dragii mei studenți, dragi invitați, e prima oară de când sunt la Universitatea de Vest din Timișoara, când la Departamentul de Științe al Educației, la o ceremonie de absolvire, au la Magna Rata așa și aplauze, pentru că am reușit... Nu am avut de mult atât de mulți invitați, cred că niciodată, și țin să vă mărturisesc că ieri la ultimul curs de la PEDA, uitasem că e ultimul curs, era de fapt o recuperare, mi-au amintit că e ultimul curs al lor și spuneau cu mândrie fiecare care membri ai familiei vin. Pentru asta, familia vă va rămâne mereu alături și e un mare lucru și vă mulțumim că suntem azi împreună aici, într-o această comunitate. Felicitări! Dragi absolvenți, azi este despre voi, despre realizările voastre și despre ce vă așteaptă. Nu vă așteaptă lucruri ușoare, nu vă așteaptă un drum ușor în viață. Vă felicit pentru ce ați realizat. Sper să valorificați tot ce ați făcut până acum împreună cu noi, să învățați ce a fost bun de la noi, să puneți sub semnul întrebării ce nu v-a plăcut și să faceți lucrurile de 10 ori mai bine decât noi.
Științe ale educației, de educație, toată lumea va avea nevoie, indiferent de tehnologia care va exista în lumea asta la un moment dat. Relațiile interumane trebuie să fie cele care vor ghida viața voastră, stabilirea și educarea altora, cred că este un reper în viață pentru voi și nicio satisfacție nu e mare pe lumea asta decât să contribui cu ceva, cât de puțin, la progresul cuiva. Acesta a fost și dezideratul pe care l-am avut la curriculum, parcă mă aflu în anul întâi la disciplina de curriculum, numai atunci a fost atâția. Apoi am lucrat parțial cu voi. O colegă de-a mea la un alt curs festiv și-a făcut un selfie și stătea la tribună și făcea așa. Și toată lumea se uita la ea și zice, ăsta e un moment epocal, n-am avut niciodată atâția studenți la curs, măcar să mă laud și eu, că la cursul festiv au venit cât foarte mulți, foarte mulți studenți. Ce să vă doresc? Tot binele din lume, fericire, investiți în voi și în educația voastră. Regele Mihai, când s-a întâlnit cu colegii lui de liceu și a fost întrebat, na, ce ai făcut în viață? Persoana respectivă a spus, am adunat, am făcut averi, mi-am luat 7 case, ca Iohannis, din meditații, mă rog, exagerez. Regele Mihai a spus, am investit în educația fetelor mele, eu nu am adunat averi. Cred că ar fi important să investiți și să ascultați acest îndemn. Sigura investiție, cea mai sigură este investiția în educația voastră și niciodată nu greșiți dacă investiți în alții. Mulțumim încă o dată părinților, mulțumesc corpului profesoral, din care sunt foarte mândră că fac parte, colegilor mei care v-au format împreună cu ceilalți colaboratori ai noștri care nu au fost astăzi aici. Nu ascund faptul că am emoții, că sunteți o generație tare, tare dragă. Și vă dorim să veniți la programele noastre masterale, să vă țineți de treabă cel puțin la fel de bine, poate să vă vedem și mai des, în altă perspectivă. Și mulțumim încă o dată familiei, soților, bunicilor, mătușilor, aparținătorilor, prietenilor, celor de anul 2 care i-am văzut aici emoționați, care ne duc la ideea de afiliere și unitate instituțională într-o universitate care accentuează extraordinar de mult rolul studenților și valorizează la cote înalte. Felicitări și baftă pe mai departe! Mulțumim și noi. În continuare va lua cuvântul directorul Departamentului de Științe al Educației, doamna profesor universitar dr. Simona Sava. Ați vrea neapărat să fiu pe podium? Deja s-a l-ați spus deliberat aici. Dragi studenți, stimați părinți, dragi colegi, onorată conducerea Universității de Vest din Timișoara. În octombrie 2015 veneați la cursul testul. Veneați aici și vă promiteam că la UVT construim cariere și spuneți voi doi, formăm caracter. Asta decideți voi, dacă noi ne-am ținut de promisiune. Iar la ultimul curs, cred că v-ați menținut modul nostalgic, încercam să facem exerciții de viziune. Cum o să fiți peste 20, peste 30, peste 50 de ani? Pentru că și atunci o să veniți să faceți bilanțuri. Iar nu vreați să faceți poze. Nu vreați să vă înregistrați. Și vă spuneam, sunt bune de scos de la arhivă peste 20, 30, 50 de ani. La cursurile festive de acest gen facem bilanțuri, pentru că închideți un capitol, acela al formării voastre inițiale. În formarea inițială am pus bazele. V-am sprijinit să le puneți temeinic pentru toată devenirea voastră profesională. Știm că ați făcut-o,
Voi decideți, voi știți foarte bine cu ce extensie. Și pentru că voi ați ales această profesie nobilă, pe care se bazează UVTU, pe care se sprijină toate instituțiile educaționale din țara noastră, pe care se sprijină toată societatea românească, așa cum spuneau și colegii noștri, și nu numai, societatea globală. Pentru că voi îi luați pe cei care ne-ați adus ca mascotă de-a lungul întregii vieți, avem aici toate generațiile reprezentate, voi îi luați de mici, de foarte mici, și le îndrumați pașii, le formați personalitatea, caracterul, visele, îi ajutați să viseze, să-și facă planuri de viață, să se regăsească, să se redescopere până la sfârșitul vieții. Fără voi, noi aici la universitate nu am fi, pentru că voi puneți bazele temeinic. De la antreprescolaritate până cât avem nevoie de baze, dar baza, învățarea, educația este ceea ce ne însoțește și ne definește ca oameni de-a lungul întregii vieți. Spuneam că facem bilanțuri. Ce mi-a adus mie acest interval de 3 ani? Mi-a adus ochelari. Buchisând cu voi, am avut nevoie de ochelari la un moment dat. Dar, dincolo de acest lucru, am sărbătorit împreună cu voi 20 de ani ai departamentului. Ce am aici? Ce voi ne-ați dat? Ați organizat voi conferința studențească. Prima conferință a voastră organizată de voi. Am avut ieri un deal cu studenții. Am spus că plânsul iau numai eu, iau de la toți toate emoțiile și numai eu am voie să plâng, ei nu. Ok. Ce v-a adus vouă? V-a adus riduri. Da. Mi-amintesc de câte ori vă uitați la noi foarte încruntați ce vrea să spună, ce termeni sunt ăștia. O, la la. Încă din anul întâi făceam exerciții de futurologie. Cum va fi educația peste 10, 20, 30 de ani? Cum va fi educația la orizont 2030? Câți ani de carieră veți avea voi atunci și ce fel de dascăl veți fi? Cum veți lucra atunci? Și așa mai departe. Și încă din anul întâi erați, din semestrul întâi, profund îngândurați. Dar nu numai îngândurați, concentrați, reflexiv pentru tot ceea ce veți face. Pregătiți, știu că sunteți pregătiți acum, că primul pas a fost făcut bine. Și știm și de la cei mici, că dacă primul pas este în direcția care trebuie, trebuie să se echilibreze la următorii pași, dar se echilibrează. Vă așteptăm împreună cu noi la următorii pași. Am început împreună cu voi foarte multe lucruri noi pentru departament. Și unul dintre lucrurile pe care le-am început a fost acela de a construi comunități de învățare, comunități de practică, aceste comunități care depinde de noi să le menținem vii. Ceea ce înseamnă că voi sunteți parte a comunității academice UVT, sunteți parte a comunității academice Științele Educației și sperăm că veți fi continuu parte activă a acestei comunități profesionale. Nu numai că veni la formare, la perfecționare, că veți accede la nivelul superior de perfecționare profesională, masterală sau doctorală, dar veți fi resursele noastre, colegii pe care ne bazăm în continuare pentru a forma viitoarele generații de studenți.
Acum nu aveți riduri, aveți zâmbet, ceea ce înseamnă pentru mine că aveți încredere și optimism pentru viitor. Mult succes în tot ceea ce veți face. Succese profesionale și personale, succesuri sau cum zicem. Realizări dintre cele mai frumoase. Numai bine vă doresc. Mulțumesc. Sănătate. Mulțumim. Așa cum știți, de-a lungul a 3 ani de zile, fiecare dintre colegii de la Departamentul de Științele Educației au susținut cursuri, unele mai inspirate, altele mai puțin inspirate, unele mai teoretice, altele mai aplicative, dar în acest moment festiv, după cum este tradiția, studenții care sunt într-un număr foarte mare prezenți vor avea bucuria, alături de părinții lor, să asiste la cursul nostru festiv. Iar în acest an, onoarea de a susține acest curs festiv revine domnului decan al specializării învățământul primar, psihopedagogia învățământului primar și preșcolar, domnul conferențiar universitar doctor Ionel Moș. Bărbații plâng câteodată, nu-i așa? Înainte de a începe, cu acordul MC-ului și a studenților de la PIPP, v-aș cere acordul pentru ca punctul 6 și 7, sau punctele 6 și 7 din desfășurătorul nostru de astăzi, pentru că m-am consultat cu decanul de an de la PIPP, anul 3, și împreună am căzut de acord să abordez aceste puncte într-o manieră integrată. Dacă am acordul? Da. Mulțumesc. Dragi studenți, stimați invitați, astăzi, prin acțiunile de astăzi, punctăm finalizarea studiilor de licență a tinerilor noștri. Și scuzați, ceva nu merge bine la prezentarea asta. Așa. Da. Am încercat să scot în evidență, sigur că acest lucru reprezintă un final, e finalul studiilor de licență, dar abordarea sfârșitului, a finalurilor, este diferită și eu am încercat să scot în evidență câteva. O poveste, orice poveste, are un sfârșit. În viață lucrurile sunt puțin diferite, în sensul că fiecare sfârșit este un nou început. Ca să nu vină doar de la mine și pentru a vă convinge, am încercat să-mi întăresc spusele prin versurile lui Bob Dylan, traduse, sigur, într-o variantă, Pasărea Colibrii. Sfârșitul nu e aici. De ce fac asta și de ce am ales acest lucru? Păi, unul din motive ar fi că Bob Dylan, deși cunoscut ca un mare cântăreț, a luat premiul Nobel pentru literatură, își făcea și versurile cântecelor sale, iar o a doua variantă, mult mai concretă, personal, în momente mai delicate, mai dificile ale vieții mele, mi-au fost de folos aceste versuri. Dacă doriți, puteți să le citiți. Așa cum spunea colega mai înainte, în acest an mi-a revenit mie sarcina de a ține cursul festiv, care sigur în primă fază m-a onorat, dar apoi mi-am dat seama ce mare provocare este, pentru că nu în fiecare zi ținem cursuri, dar nu cursuri festive, nu în fiecare săptămână, nici măcar în fiecare an, ci odată la câțiva ani ții un astfel de curs festiv. Și atunci se pune problema alegerii temei, se pune problema cum prezinți acea temă, mă rog, și multe, multe altele. Știți că eu am insistat foarte mult la voi apropo de prezentări. Acum veți avea motiv să mă criticați. Dacă aș lua-o cronologic,
Primul meu contact cu studenții de la științele educației, în general să zic, pe IPP în special, este în semestrul întâi din anul întâi la cursul de matematică. Da, după 2-3 săptămâni, în condițiile în care lumea îndrăznea să vorbească, să-mi spună, asemănau ceea ce făceam eu acolo cu limba chineză. Și atunci, pornind de aici, m-am gândit că o primă pornire a acestui curs festiv ar putea să arate așa. S-a întâmplat însă ceva. După câteva săptămâni, această chineză a început să dispară și am început să vorbim totuși în limba română, deci am început să ne înțelegem până în final. Și apoi mai era o problemă. Putea fi o problemă pentru acei dintre dumneavoastră care utilizați chineza simplificată, eu scriu totul în chineza tradițională. Și așa că am renunțat la această idee. Dat fiind faptul că ziua de astăzi este un punct extrem de important în existența voastră, m-am gândit că o temă la fel de importantă ar fi ceva din filozofia existențială. Nu săriți prea repede pentru că nu-mi permit să comit o impietate, nu mă voi apuca să țin lecții de filozofie, știu unde mi-e locul, nu sunt între cei care se pricep la toate și pot să vorbească despre orice. Abordările pe care le-aș fi gândit aici însă ar fi fost ceva de genul următor, așa cum vedeți în partea stângă sud. Pentru cei care ați urmat cursul de logică matematică, țineți minte ce însemna o propoziție în logică, țineți minte ce însemna negația unei propoziții, o bară deasupra însemna negația, da? Țineți minte notațiile pentru disjuncție, să zicem, sau dacă vreți în engleză, or. Și atunci abordarea pe care aș fi putut să o fac ar fi fost ceva de genul acela. To be. Or not to be. Dar nu toată lumea a făcut elementele de logică matematică și atunci, sigur, era o problemă. Evident, ceea ce este în partea dreaptă era mult mai frumos. Arta de a fi fericit ar fi fost o temă extraordinară pentru un curs festiv, dar, din păcate, aici nu prea aveam toate vorbele la mine și riscam să fiu penibil și așa că m-am gândit să renunț. Dată fiind moda cursurilor transversale, am zis, hai totuși să continui, să mă încadrez politica Universității de Vest și să gândesc o altă temă, cea legată de teoria cunoașterii, teoria generală a cunoașterii. Mi-aduc aminte, încă din copilărie, mi-a plăcut să citesc, am studiat, am citit foarte mult și mi se părea, pe măsură ce înaintam în vârstă, cu cât citeam mai mult, sigur, nivelul cunoștințelor, orizontul se lărgea și eram aproape sigur că la un moment dat, tot învățând, voi ajunge să cunosc tot despre tot. Nici măcar când am ajuns în liceu și am fost obligat să învăț, eu nu strivesc corola de minunea lumii, și mi se spunea acolo că tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari, n-a fost extrem de ușor să mă conving. Abia atunci când am făcut facultatea de matematică, mi-am dat seama cât de mare dreptate avea blaga, pentru că, cel puțin la matematică, și e vorba de cunoaștere în general, cu cât cunoștințele, orizontul de cunoștințe se lărgea, cu atât necunoscutul era mai mare. Și mă deranja chestia asta, adică cum să nu pot eu să cunosc, cum să fiu oprit. Și atunci am renunțat și la tema asta. Și eram aproape sigur că următoarea temă va fi pentru mine perfectă, era matematica, prima iubire, pe care nu o prea poți uita. Ce poate fi mai frumos decât ceea ce scrie în dreapta jos, cunoscută sub numele de identitatea lui Euler, una din cele mai elegante formule din matematică, unde apar numere reale și complexe, imaginare, unde apar numere iraționale, un astfel de rezultat. Aici însă aș fi vorbit atât de mult, încât sigur dădeam peste cap tot programul întâlnirii de astăzi și m-am mai gândit că tema asta nu v-ar plăcea vouă.
Și atunci am renunțat și la asta. Deja ajungeam într-un impas, trebuia să pregătesc totuși ceva și nu ajungeam la concluzia ce. Și dintr-o dată am avut așa o revelație. Păi stai că suntem la Departamentul de Științe ale Educației și atunci tema pe care, unde ne pricepem toți, nu poate fi decât educația. Am încercat însă, nu educația așa cum am învățat-o la cursuri, ci să zicem într-un alt mod, am pus și puncte de vedere ale unor titane umanității, dacă e vorba de Kant, sau alte puncte de vedere ale unor oameni mai puțin cunoscuți, dar foarte puternice ca impact. De exemplu, că educația este o armă pe care putem să o utilizăm pentru a schimba lumea. Este o idee în care cred. Chiar cred. Despre... Scuze, totuși, și bărbații plâng câteodată. Despre educație, ziceam că aș vrea să vorbesc nu așa cum a fost scris în cursurile pe care le-ați făcut. Ați învățat foarte multe. De exemplu, am pornit de la Pink Floyd. Să știți că nu doar pedagogii, nu doar specialiștii în educație pot face educație. Există și se face educație prin artă, prin literatură, prin ce vreți, iată, prin muzică. Și mi-a plăcut acea imagine, categoric, melodia e prea cunoscută ca să nu o știți, cu "We don't need no education", acea dublă negație. De ce am ales-o iarăși pe asta? Are legătură cu matematica, să știți cam tot ce vă spun cam are legătură, da? E vorba de o dublă negație care creează controverse, așa cum vedeți și acolo. În logica matematică însă, legea negării negației, non-non-p, este echivalent logic cu p, da? Uite, cine a fost la cursul de logică și aduce aminte, da? Sigur, sunt cam tupeiști englezii ăștia, pentru că își permit să spună, ba uite că aveți nevoie de educație, că nu știți, folosiți dubla negație. Spre deosebire de noi, care nu prea comentăm, cobor în jos, Luceafăr blând, deci licențele poetice sunt admise. Sigur, despre educație, oricât am încercat să alegem partea ușoară, sunt și lucruri grele, lucruri serioase, lucruri de substanță. Repet, le-ați făcut pe parcursul a 3 ani, nu o să le repetăm acum. Trăim într-o lume care se schimbă extrem de rapid. O mulțime de cunoștințe care astăzi sunt valabile, mâine nu mai sunt valabile. Noi v-am pregătit pe cei mai mulți dintre voi pentru a fi profesori. Cum ne vom adapta la noile condiții, la noile realități? Plus că la nivel mondial nu există un sens unitar în ceea ce privește educația. Eu am pus pe slide-ul următor, am pus doar două variante, cumva la extreme, și anume, una ar fi cea care accentuează valoarea educației pentru individ, adică tot ce înseamnă dezvoltarea individului, iar pe de altă parte, valoarea educației e privită în scopuri societale, pentru binele tuturor. Sigur că e o problemă, fie cu mine, fie cu aparatul, da. Chiar din anul întâi, am înțeles chiar de astăzi și din ceea ce mai știam, ați discutat cum va fi educația, ce va fi peste 5 ani, peste 10, peste 20, 30 de ani. E greu să spunem. Este foarte greu și atunci eu nu-mi permit să fac o proiecție atât de îndepărtată. Sunt câteva chestiuni, însă eu am încercat să fac o listă, fără a avea pretenția că am fost exhaustiv. Lista aceasta este deschisă și chiar vă rog să gândiți și să o completați cu câteva puncte în care, cu siguranță, într-un viitor apropiat, repet, nu risc previziuni pe termen lung, vor avea loc schimbări în ceea ce înseamnă educație. Unele dintre ele
poate mai timide, le-ați mai sesizat și prin cursurile noastre, hai să zicem, poate în anii terminali, la partea de masterat din ce în ce mai accentuat. Eu repet, am făcut o listă cu câteva. Vă rog o provocare pentru voi să completați această listă și nu numai să o completați, să căutați răspunsurile la întrebările care apar de aici. Am zis printre ele diversitatea spațială și temporală, învățarea personalizată, nu am zis diferențiată, libera alegere, experiență în domeniu, învățare pe bază de proiecte, curriculum, interpretarea datelor, schimbarea modalităților de evaluare. Câte două vorbe, foarte scurt, imaginile am încercat să vorbească mai mult decât vorbesc eu. Va veni vremea în care nu vom mai face școala clasică, așa cum o facem, cu copii în bancă, în clasă, pentru orice. Vor fi situații în care copiii vor învăța în clasă, vor fi situații în care vor învăța acolo unde se simt bine. Poate că nici, asta valabil și pentru copiii mai mici, de cum la nivel universitar, unde știu că e ceva care vă doare. Și ca să mă pun bine cu voi, trec de partea voastră prezența obligatorie la cursuri. În mod normal, partea teoretică poate fi învățată în afară, iar partea practică, făcută în spații adecvate. Vedeți ce înseamnă învățare personalizată, ce înseamnă diferențierea, deci diferențiată, da, scuze. În fine, libera alegere, apar noi metode, cel puțin teoretic, sigur, pe la unele cursuri ați vorbit despre ele, despre blended learning, sigur, ați învățat, flipped classroom de asemenea, învățarea cu propriile device-uri, pentru că știi cum să-l folosești de acasă și poți învăța mult mai ușor decât cu cele pe care ți le oferă, mă rog, școala, indiferent care școală e. Experiența în domeniu. În general, în viitor, sigur că foarte multe din activitățile pe care le face omul astăzi vor fi preluate, hai să zicem, de roboți, poate că e mult prea general zis, dar dacă vă aduceți aminte, acum vreo două săptămâni am văzut-o pe simpatica, cum o chema, Sofia, da? Care ne și zâmbea la televizor, acea roboțică drăguță care a ajuns în România și făcea experimente, da? O să ajungă să facă și educație, oare? Nu, și eu înclin să cred că nu într-un viitor foarte, foarte apropiat. Da. Ok. Deci, în condițiile în care, să zicem că mare parte și din educație va fi preluată de noile tehnologii, atunci școala va trebui să se axeze mai mult pe ceea ce înseamnă interacțiune umană, pe care roboții nu o să o poată face la un asemenea nivel. Învățarea pe bază de proiecte va fi un tip de învățare care va fi de succes în viitor și obligatorie, pentru că noi pregătim la nivel teoretic, nu întotdeauna acele cunoștințe teoretice pot fi foarte ușor aplicate în practică. În fine, curriculum, educabilii vor trebui să fie din ce în ce mai implicați în conceperea sau alegerea curriculum. Sigur că voi știți, ați și fost implicați atunci când v-ați ales opționalele. Contribuțiile critice ale educabililor vor trebui obligatoriu să fie luate în considerare, pentru că sunt esențiale dacă dorim valabilitatea și durabilitatea cursurilor. Interpretarea datelor, foarte mult se vorbește mai nou de numerație, care e socotită, mă rog, una din cele trei alfabetizări, nu a treia, dacă ar fi în ordine, probabil a doua, cea de-a treia fiind alfabetizarea digitală, da? Va scădea, va deveni din ce în ce mai irelevantă, pentru că foarte multe lucruri le vor face computerele. Și atunci omul va trebui să fie pregătit doar pentru a face interpretarea datelor pe care ni le oferă computerul.
Va trebui să schimbăm modalitățile de evaluare. Esențial. De ce? Pentru că, cel puțin, evaluarea pe bază de întrebări și răspunsuri, eu ți-am spus teorema lui Pitagora, ți-o dau la examen și îmi spui definiția teoremei lui Pitagora, nu te ajută cu nimic în meseria, în viitorul pe care o faci, chiar dacă ești profesor de matematică. Aceste modalități de evaluare, adică noi evaluăm informația pe care o dăm, dacă ai receptat-o sau nu ai receptat-o bine. Nu evaluăm ceea ce vei face cu acea informație atunci când mergi la locul de muncă. Și atunci cel mai ușor ar fi pentru un astfel de evaluare, evaluarea pe proiecte în diverse domenii, ceea ce aici, cel puțin la nivel masteral, aplicăm din ce în ce mai mult. Chiar dacă mă repet, nu, sfârșitul nu e aici. Mai sunt multe domenii. Vă rog, găsiți-le, completați lista și găsiți răspunsurile. Apare însă acum o problemă. Vom fi capabili să facem față la așa ceva? Cum? Ce trebuie să facem pentru a fi capabili? Și atunci am zis eu aici, în loc de concluzii, sau toate concluziile conduc la o singură concluzie, și anume, care este aceasta? Învățarea pe parcursul întregii vieți. Să știți că nu doar dascăli, dacă vreți să fiți, va fi obligatoriu să învățați pe tot parcursul vieții, indiferent unde veți lucra, ce veți face, va trebui să învățăm continuu. Cum facem asta? Păi există modalități diverse. Eu, dacă m-ați întrebat pe mine, eu sunt adeptul autodidactului. Am mai spus-o, nu știu dacă studenților, probabil undeva între două treimi și trei pătrimi din formarea mea este ca autodidact. Ce m-a învățat pe mine la vremea aia, facultatea, a fost să învăț. Să învăț singur. Și asta m-a învățat bine, mă rog, am reușit, consider eu. Desigur, sunt și multe altele, nu toată lumea este obligată să accepte acest lucru. Va trebui să învățați de la alții, va trebui să învățați, pentru că acum resursele sunt foarte multe la dispoziție, va trebui să învățați de la toate. Nu pot spune mai frumos de așa. Învață de la flăcări, că toate-s numai scru. Învață de la umbră să taci și să veghezi. Învață de la stâncă, cum de clintit să crezi. Învață de la soare, cum trebuie să fugi. Învață de la piatră, cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce adie pe poteci. Trebuie prin lume de liniștit să treci. E superbă. Puteți să o ascultați pe YouTube, de acolo am luat-o și eu. De teamă să nu fiu amendat pentru drepturi de autor, deși la sfârșit scrie de unde e luată și cine e autorul și cu drepturi, da? În fine, nu mai plâng. Aș vrea acum, pentru că ne apropiem, să vă adresez o scrisoare deschisă. Știu că așa cum scrie acolo sună rău, drag absolvent, absolventă, nu sună bine. N-am găsit altă rimă, apropo de... Rugămintea mea însă este ca în loc de absolvent, absolventă, fiecare dintre voi să-și pună prenumele acolo și să înlocuiască. Dragă, da. V-am învățat de multe ori când am comentat apropo de prezentări, vă spuneam, nu citiți ce ați scris acolo. Toată lumea care se uită știe să citească, dar trăiesc într-o țară în care se zice, fă ce zice popa, nu ce face popa. Așa că o să-mi permit să vă citesc câte ceva de acolo, nu toate, evident, dar câteva care mi s-au părut mie. Meriți o viață fericită, dragă, totul este cu scrisoarea deschisă, da?
trebuie să-ți alegi idealurile cu grijă. Alege o carieră și un stil de viață care te pasionează și muncește de greu pentru a le transforma în succes. Întreține relații cu oamenii care merită ceea ce oferi. Sigur că de multe ori e greu să-i găsești, să-i diferențiezi, dar asta e. Asta îmi place mie cel mai mult, nu știu dacă merge la fel. Fii sincer cu oamenii și ajută-i dacă poți, dar nu te baza pe nimeni pentru a-ți face viața ușoară sau fericită. Doar tu poți face asta. Iubește cu sufletul deschis. Nu puteam să mă pun la vârsta asta, da? Fă un triumf din fiecare aspect al vieții tale. Și, nu. Am vrut să fie cireașa de pe tort, din aceeași scrisoare deschisă. Felicitări pentru absolvire. Acum că ai devenit licențiat, pășește înainte, îndrăznește. Iar dacă pământul spre care înaintezi nu există încă, Dumnezeu îl va crea special pentru a răsplăti îndrăzneala. Urările toate posibile, care nu-mi vin, care îmi vin și nu-mi vin în minte acum, mult succes în viață. Și încă o dovadă că pământul e rotund. Asta a fost o poveste care are un sfârșit, dar în viață se pare că orice sfârșit este un nou început. Vă mulțumesc că m-ați suportat. Acum și pe parcursul anilor, de la tranziția de la chineză la română. Mulțumesc încă o dată! Întotdeauna am crezut că matematica e poezie și matematicienii sunt poeți. Cred că acum am avut toți o mare dovadă acestei bănuieli care se confirmă. Mulțumim, domnule profesor. În continuare, o invit pe colega mea, conferențiar universitar, dr. Anca Luștrea, decan al specializării psihopedagogie specială, să transmită mesajul ei absolvenților noștri. Mulțumesc frumos! Este destul de dificil acum să țin și eu un cuvânt după cursul minunat al domnului Moș, dar o să mă strădui să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Și eu, la fel ca și colegii mei, am avut un moment de reflecție despre ce să vă vorbesc astăzi. În primul rând, m-am hotărât să nu vă dau sfaturi, ci să vă împărtășesc din experiența mea personală. Până la urmă, fiecare dintre noi își construiește propria istorie de viață și o face pe baza experiențelor personale și a experiențelor celorlalți pe care le cunoaște citind sau stând de vorbă cu oamenii. Așa că eu am să încerc să vă spun din experiența mea, puțin de tot de viață, în speranța că în construirea istoriei voastre de viață, la un moment dat, când veți face alegeri, să vă ajute măcar puțin. Și m-am hotărât să vă vorbesc despre familie astăzi, pentru că eu am încercat întotdeauna cu toți cei din jurul meu ca să mă port ca și cu propria mea familie. Bineînțeles, o familie mai extinsă, o familie profesională, dar totuși o familie. Adică să am aceleași atitudini, aceleași valori ca și cu propria mea familie. Și care sunt ele? În primul rând, respect față de celălalt, indiferent ce vârstă ar avea. Și voi o să fiți cadre didactice la toate categoriile de elevi, și nu numai, și la adulți. Și respect putem să-l arătăm oricui, de la 2 ani la 20 de ani. În al doilea rând, cred că este foarte importantă încrederea. Să le arăți celor din jurul tău că ai încredere în ei. Că ai încredere să devină tot ceea ce pot ei să devină, că ai încredere că se vor descurca minunat și asta îi face întotdeauna să performeze mai bine. De asemenea, cred că este importantă toleranța. Toleranța față de diversitate, față de diversitatea de comportamente, de opinii, de emoții pe care trebuie să le acceptăm și pe care trebuie să le integrăm și noi în sistemul nostru de valori, de ce nu. De asemenea, mi se pare importantă plăcerea de a învăța.
pentru că în contextul ăsta academic este vorba până la urmă de învățare. Și sper că am reușit să vă transmit. De asemenea, această plăcere, învățarea, este combinată de multe ori și cu, eu știu, un spirit ludic, distracția. De multe ori învățăm mai bine atunci când ne simțim bine. Și pentru că eu cred că suntem împreună aici, într-adevăr, la acest curs festiv, o mare familie alcătuită din conducerea universității, a facultății, cadrele didactice, studenți și familiile studenților, este un moment important să sărbătorim. Și ce cred eu că sărbătorim astăzi? În primul rând, bineînțeles, absolvirea voastră, care marchează trecerea spre viața profesională, viața responsabilă, dar mai ales cred că marcăm și sărbătorim cei 3 ani pe care am petrecut împreună, în care am avut prilejul să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să învățăm unii de la ceilalți, să colaborăm, să avem emoții, să trecem toate și bune și rele împreună. Pentru că, până la urmă, acest moment este doar o zi, doar 2 ore și noi am petrecut împreună 3 ani de zile pe care cred că este important astăzi să ne amintim și să-i sărbătorim. Am spus că facem parte din această familie a DSE, a UVT, bineînțeles, și de acum veți deveni familia alumnii DSE și alumnii UVT și ca în orice familie, din când în când ne întâlnim la masa de duminică, în familiile noastre, la zile de naștere, la sărbători și este tradiția să ne întâlnim și ca alumni, bineînțeles, nu fiecare duminică, dar odată pe an sau odată la 5 ani, la 10 ani, ne vom întâlni și vom sărbători din nou împreună acest prilej al întâlnirii noastre. Mai ceva aș vrea să vă spun, vis-a-vis de ce am încercat eu și sunt convinsă că și colegii mei să facem în acești 3 ani, respectiv să vă formăm nu numai profesional, ci să vă ajutăm și să vă dezvoltați personal. La ora actuală, toate marile universități au ca scop nu numai formarea competențelor profesionale ale studenților, ci și să-i ajute să se dezvolte personal și și le oferă programe de consiliere în acest sens. Noi am încercat să vă abilităm pe voi, să vă dăm mult mai multe instrumente decât cele profesionale pentru a deveni niște persoane reziliente care să aibă în sine puterea de a trece peste toate. Cadrele didactice sunt supuse unui stres profesional foarte mare, un învățământul special cu atât mai mult, unui fenomen de burnout deosebit și de aceea, nu numai pentru a intra în profesie, dar mai ales pentru a rămâne cât mai mult timp în profesie, este necesar să fim rezilienți și sper că în acești 3 ani, pe lângă că v-am învățat multe lucruri care țin de competența profesională, v-am format să fiți rezilienți. Și în acest spirit a rezilienței, o să închei urându-vă ceva, care mie îmi place mult, din cultura urbană, personajul meu preferat este maestru Jedi, Yoda, care urează tuturor, may the force be with you, adică, ceea ce vă urez și eu vouă, forța voastră interioară să vă însoțească întotdeauna. Mulțumesc! Ok, până acum v-am vorbit din postura de MC, Master of Ceremony, adică acel cineva care are cele mai multe șanse să se bâlbuie, să se facă de rușine. Au trecut un pic emoțiile, acum au venit emoțiile pe care le simt ca și decan al specializării pedagogie. Mulțumesc! Și fiecare decan încearcă, după cum ați văzut, să transmită câteva gânduri, câteva sfaturi, chiar dacă se spune că psihologii nu dau sfaturi. Probabil că am să repet foarte multe din lucrurile spuse și exprimate de către colegii mei și pentru niște absolvenți la științele educației, probabil că am să încep cu un citat care vă va părea ciudat,
Arthur C. Clarke spunea la un moment dat, dacă un calculator poate înlocui un profesor, să o facă. Și da, cred că într-o eră a informației, în care informația este accesibilă din orice poziție, în orice loc și din foarte multe surse, profesorii, oamenii care, voi, profesioniștii din educație care veți lucra cu oameni, va trebui să vă asumați cu responsabilitate un rol mult mai important decât acela de a fi furnizor de informație. Va trebui să vă asumați acel al doilea obiectiv al universității noastre, acela de a crea caractere. Și pentru aceasta este important să realizați acele relații pe baza cărora oamenii să fie apropiați de dumneavoastră, să simtă că îi respectați, să simtă că le doriți, că îi îngrijiți, că le doriți binele, pentru că doar pe aceste baze de relații pozitive, aceste obiective educaționale, dacă vreți, vor putea fi atinse. Așa cum a spus și Anca, meseria sau profesia de specialist în educație este o profesie extrem de frumoasă, este o profesie extrem de recompensatorie. Veți primi foarte multe satisfacții de la copiii cu care veți lucra, de la părinții lor. Și, pe de altă parte, într-adevăr, este și o profesie care consumă mult, pentru că necesită multă dăruire și mult suflet, este o profesie care epuizează și, de aceea, sfatul meu este acela de a fi pozitiv, de a arăta compasiune și dragoste nu doar pentru cei cu care veți lucra, ci și pentru dumneavoastră, pentru că este important să ne iubim pe noi pentru a fi capabili să facem acest lucru cu cei din jurul nostru. Și am să închei spunându-vă, sau de obicei știu cine e autorul citatului, acum am emoții, nu știu cine a spus, dar era un sfat de tipul Doamne, ajută-mă să schimb lucrurile care pot fi schimbate, să accept lucrurile care nu pot fi schimbate și să am înțelepciunea să fac diferența dintre cele două. Vă doresc foarte mult succes, vă doresc să aveți cariere minunate și o viață plină de bucurii și împlineri. Mulțumesc! Ok. După ce au fost emoțiile profesorilor, este momentul nostru de payback, pentru că în continuare avem plăcerea de a asculta pe reprezentanții absolvenților. Cum? Vor susține șefii de promoție de la cele trei specializări câte un discurs pentru oaspeții noștri și pentru colegii lor. De aceea, pentru prima dată, invit șeful de promoție de la PIPP, Ramona Barbă. Ok, bun. Emoții. Bună ziua! Sunt Ramona Barbă, anul 3, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Am să mărturisesc că mă sperie această postură aici, la microfon, în fața dumneavoastră, și în același timp plutesc într-o uimire continuă că totuși reușesc să articulez coerent cuvinte care ajung cumva să fie propoziții și chiar fraze. Da, mulțumesc! Recunosc că am cochetat cu ideea de a veni în fața dumneavoastră și de a vă adresa succint succes și mulțumesc și să plec. Dar am găsit curajul pentru mai mult. Bănuiesc că Mark Twain a avut dreptate când a exprimat, când a spus următoarea treabă. Fă lucrul de care ți este cel mai frică și moartea fricii este sigură. Și pentru că am găsit curajul să-mi exprim recunoștința, am să încep mulțumind cadrelor didactice. Mulțumim tuturor cadrelor didactice care ne-au ajutat să creștem în acești ani. Le mulțumim pentru eforturile pe care le-au făcut ca noi să ajungem astăzi aici.
Mulțumim doamnelor secretare, dar nu cred că sunt aici, pentru că ne-au tratat neștiința întrebări administrative cu multă răbdare. Mulțumim părinților și familiilor, care sper că am înțeles că probabil nu vom reuși niciodată să le mulțumim de plin pentru susținerea pe care ne-au oferit-o și continuă să o facă. Și nu în ultimul rând, dragi absolvenți, vă invit să vă mulțumiți vouă înșivă, pentru că ați depus eforturile necesare să ajungeți astăzi aici. Așadar, felicitări tuturor! Și închei cu exprimarea speranței că cel puțin un singur lucru ne este clar tuturor, și anume că educația este un proces continuu și nu se oprește astăzi aici. Așadar, succes și baftă în călătoria continuă a propriei deveniri. Fiți curioși, studiați, fiți autodidacți, citiți cărți extraordinare și iubiți copiii și veți ști ce să le oferiți. Mulțumesc încă o dată! Mulțumim! O invit pe Denisa Gâfu, șefă de promoție de la pedagogie. Mulțumesc! Anul trecut mă aflam tot aici, dar aveam un alt rol, acela de a prelua cheia. Și astăzi o să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru prezența voastră. Pentru că încă o dată avem parte de sprijinul și emoțiile voastre, într-o zi în care noi suntem copleșiți. Ziua aceasta e despre noi și voi, deopotrivă, căci oamenii care am devenit nu am fi fost la fel fără voi. Ziua aceasta are o semnătate mult mai profundă decât ne-am imaginat la prima vedere. Nu e despre faptul că încă o generație de absolvenți pășește în viața ostilă, ci despre faptul că o mână de oameni sunt pregătiți ca începând cu această zi să împărtășească, să dea mai departe ceea ce ei au primit mai de preț, și anume educația. Educația e opera desăvârșirii în cariera noastră. Kant spunea că omul poate deveni om numai prin educație, că el, omul, nu e nimic decât ceea ce face educația din el. Nimic mai adevărat. Cu toții am devenit oameni prin învățătură și din aproape am devenit noi. Am învățat să mergem, am învățat să vorbim, am învățat să distingem binele de rău, am învățat să alegem, am învățat să ne ascultăm, am învățat să ne bucurăm și, cel mai important, am învățat să iubim, am învățat să iubim oamenii. Toate aceste învățături le-am cules de la voi, cei prezenți, și de la toate persoanele ce ne-au trecut prin viață. Opera desăvârșirii noastre prin educație e opera voastră. Și vreau ca, privindu-ne pe noi, să fiți mândri și să vă regăsiți în noi, să ne priviți și să recunoașteți bucăți din voi în noi. Dragi părinți, ne-ați dat infinite lecții de viață și educația primită de la voi e temelia pe care noi ne-am format. Apoi voi, stimați profesori, ați adăugat și lecțiile de viață, ne-ați deschis noi orizonturi și voi împreună ne-ați format. Suntem rodul muncii voastre. Spuneam mai devreme că educația ne deosebește și că noi, cei ce de mâine vom fi la rândul nostru învățători și pedagogi, avem un rol mult mai profund decât cel de tineri absolvenți. Datoria noastră, prin prisma profesiei pe care am ales-o, este de a educa mai departe, de a fi adevărate modele pentru cei ce au fost ca noi. Datoria noastră, morală, este să inspirăm la rândul nostru și să construim oameni și caractere, așa cum au spus și profesorii noștri. Noi suntem cei ce, începând de astăzi, ne-am asumat, consimțit și cu bucurie responsabilitatea de a transmite informația, de a fi cei ce vor lupta pentru o națiune de oameni educați, de oameni deschiși, de oameni raționali, cu încredere în sine și propriile puteri. Vom fi responsabili să ghidăm la rândul nostru și să formăm o națiune de oameni educați, căci aceasta ne definește ca societate. Gradul oamenilor educați este principala noastră caracteristică. Educația este imaginea noastră în lume, căci noi nu avem o cultură, ci cultura ne are pe noi.
Și da, poate de multe ori am subestimat rolul vostru și am blamat lecțiile pe care v-ați încăpățânat să ni le dați, căci anii studenției au fost lungi și copleșiți, nu doar de amintiri fericite, ci și de emoții, nopți albe petrecute în sala de lectură, pentru un examen stupid și greu, unde șansele de a-l trece erau minime. Astfel, putem spune cu mâna pe inimă că și lacrimile, dar și neputința ne-au educat. Dar ați reușit să ne redeschideți orizontul și asta e cu adevărat ceea ce la final contează. Poate ne-am întrebat de prea multe ori la ce ne sunt necesare atâtea mii de pagini de citit, atâtea ore de pedagogie. Noi știam deja ce înseamnă să fii un bun pedagog, nu? La ce ne folosesc toate informațiile legate de un plan de lecție, teoria curriculumului, schema orară, planificarea anuală, cât de greu putea să fie? Ne-am întrebat pentru ce aveam nevoie de management. Nu e cam și cum noi nu am fi știut să ținem sau să conducem o clasă de oameni mai mici. Educația adulților, fundamentele pedagogiei, ne raportam la adulți și identificam nevoile acestora și a comunităților din care făceau parte, iar mai apoi trebuia să ne întoarcem în lumea noastră, a tinerilor, în perioada cea mai frumoasă, studenția. Și întrebarea fundamentală era aceeași. La ce aveau să ne folosească toate aceste lecții? Despre cum o să ne prezentăm în fața copiilor, tinerilor, adulților, pentru a le transmite, nu-i așa, câteva informații. Acum am ajuns în punctul în care ne întrebăm ce am fi făcut fără de toate acestea. Ce am fi fost și ce am fi devenit fără de ele. Cum am fi reușit să ducem la bun sfârșit menirea noastră. Și pentru toate acestea, vă mulțumim infinit, căci dacă am alege din nou, am alege aceeași cale. E prea puțin să vă mulțumim pentru ceea ce voi ați făcut din noi, pentru faptul că ne-ați ajutat să ne deosebim de ceea ce prin natură ne-a făcut să fim la fel. Ne-ați dat cea mai frumoasă lecție și anume, ne-ați învățat să avem infinite opțiuni și ne trebuie doar curajul de a le explora. Ne-ați învățat că oportunitatea apare doar în calea omului pregătit. Dragi colegi, poate vă veți întreba unde sunteți voi prin toate aceste rânduri. Ei bine, nu v-am uitat. Nu am să uit niciun moment din parcursul nostru. Suntem o sursă de inspirație pentru fiecare dintre noi. Voi m-ați inspirat. Vă spun că de la fiecare am deprins câte ceva. Sunt fericită că pe lângă competențele regăsite în fișele disciplinelor, plec cu un pachet de abilități și de competențe pentru viață. Da, de la voi am învățat să lupt mai mult, pentru că am avut caractere puternice cu care m-am confruntat și să fiu optimistă, pentru că doar în acest mod o echipă reușește. Vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea de a vă coordona timp de 3 ani de zile. Am fost multi, inter și pluridisciplinar. Cifrele pentru datele examenelor, conversațiile continue legate de activitatea de învățare, dar și micile secrete legate de viața palpitantă a studentului, au conturat acești 3 ani de zile. Și da, astăzi suntem pregătiți, căci lumea și ceea ce urmează e o călătorie despre noi, care nu știm prea multe. Detaliile ne lipsesc, dar ne-ați insuflat și ne-ați pregătit pentru a ne bucura de ea. Suntem cu toți împietriți de frică, căci anii facultății s-au terminat. Acum avem responsabilitatea de a alege ce e bine pentru noi. Educația contează. Dumneavoastră ne-ați format, ați format caractere și vă mulțumim pentru toate acestea. Mulțumesc! În continuare, o invit pe Iasmina Grigoroșcuță de la PPS. Și o pedagogie specială. Mă vedeam mai puternică, dar sper să termin tot în română discursul. Și pentru noi e un șoc mare că ziua aceasta a venit. Uite, ne aflăm la festivitatea noastră de absolvire. Parcă ieri eram studenți în anul întâi și ne gândeam oare cum se citește orarul, cu ce avion se ajunge la Balta Verde. Și totuși am ajuns aici. Mi se părea tare îndepărtat anul 3 și totuși, uite, ne aflăm astăzi aici. Încep și eu prin a vă mulțumi în numele tuturor colegilor mei, familiilor noastre și celor ce ne-au susținut de-a lungul timpului. Le mulțumim mult că ne-au încurajat și ne-au spus înainte de fiecare sesiune, n-o să mori în timpul sesiunii acesteia.
Mulțumim și profesorilor noștri pentru că au contribuit, așa cum spuneați, atât la formarea noastră profesională, cât și la dezvoltarea noastră personală, provocându-ne mereu la mai mult. Și vă mulțumim și pentru că ne-ați ajutat să dobândim o cunoaștere reală a domeniului nostru, PPS, Psihopedagogie Specială, și ne-ați făcut conștienți atât de părțile frumoase, cât și de părțile mai grele. Acum, vreau să vă felicit pe voi, dragi colegi, că ați reușit să ajungeți pe aici, până aici. Am parcurs un drum destul de dificil, în care a trebuit să luăm multe decizii grele. Dar acum vă spun felicitări pentru luptele date, pentru a supraviețui, pentru a face față provocărilor lansate de profesorii noștri, dar și de viață. Vreau să o felicit în mod special pe colega noastră, Rebecca Copocean, pentru toate steluțele de, lângă nota 10. Acum două zile, cineva ne întreba de ce se deosebește specializarea noastră, PPS, de celelalte specializări. Și am stat cu fetele și ne gândeam și ne-am dat seama că domeniul acesta în care noi ne-am hotărât să lucrăm implică multă putere emoțională pentru a putea face față provocărilor numeroase care apar și multă empatie, respect, compasiune și acceptare pentru persoanele cu care lucrăm. Poate unii nu știți, noi lucrăm și iubim persoanele pe care societatea le marginalizează, le respinge, de multe ori le cataloghează greșit. Am conștientizat atunci, acum două zile, că noi putem să identificăm potențialul din fiecare om, indiferent de cât de mult sau de puțin ar fi. Și încercăm să-l valorificăm la nivel maxim. Într-o lume în care toate valorile sunt distorsionate, aceasta pot spune că este o superputere și noi ne putem declara fericiți că o avem, chiar dacă nu ne este și nu ne va fi ușor să o folosim. Aș vrea să vă citesc în continuare o întâmplare reală, relatată de un bărbat pe rețea de socializare, care vă va ajuta să înțelegeți mai mult domeniul nostru și cu ce ne ocupăm și cu ce o să ne ocupăm de acum încolo. Ora 15:30, urc obosit într-un tramvai aglomerat cu mulți oameni stând în picioare. Surprinzător, zăresc un loc liber. Mă uit în jur, nu văd pe nimeni care ar vrea să se așeze, așa că ocup eu locuri liber de lângă un bărbat ce ținea un copil de aproximativ 4 ani în brațe. La puțin timp după ce a pornit tramvaiul, mi-am dat seama de ce era locul acela liber, deși tramvaiul era plin. Copilul din brațele bărbatului părea că suferă de o boală ce l-a împiedicat să se dezvolte normal. Nu vorbea, dar scotea niște sunete indescifrabile pentru mine. Se zvârcolea deseori în brațele tatălui său și deranja. Nu am vrut să mă ridic din acel scaun pentru că nu am vrut ca acel om să simtă pentru a nu știu câta oară sentimentul acela de izolare, de neadecvare. Acel mesaj spus, fără cuvinte, că suferința lui și a copilului său e o priveliște neplăcută pentru cei din jurul lui. Am stat așadar și am început să observ discret ceea ce se întâmplă lângă mine. M-a surprins răbdarea cu care omul acela își lua copilul în brațe și îl punea în cărucior și apoi iar în brațe și iar în cărucior, ori de câte ori copilul o cerea prin gesturi, țipete sau alte sunete nedeslușite. Nedeslușite de mine și de cei din jur, căci bărbatul acela avea o formă de comunicare specială, un limbaj al dragostei paterne față de îngerașul lui, cu părul creț și cu ochii de un albastru senin ca cerul. Uneori îi zâmbea, dar pe semne că bărbatul i-a spus ceva drăguț. Îl strângea în brațe și îl săruta pe cap, ca pe ceva ce prețuia mai mult ca lumea întreagă. M-a uimit nu doar dragostea ce arăta copilului, doar e firesc să-ți iubești copilul chiar și atunci când știi că nu va străluci niciodată în lumina reflectoarelor, dar răbdarea lui. M-a uimit și m-a făcut să mă simt așa de mic. Vin obosit de la muncă și parcă nu mai am răbdare să-i răspund fiului meu perfect sănătos la 10 întrebare legată de lume, planete sau oameni. Nu mai am răbdare să o învârt pe fica mea sau să facem împreună baloane de săpun. M-am întrebat cât de mult și-ar dori acest tată să primească măcar o întrebare de la fiul lui sau să-i spună măcar o dată, tată. Sunt sigur că ar fi fost mai binevoitor decât mine. Am vrut să-i pun o mână pe umăr acelui bărbat în semn de înțelegere și prețuire, dar n-am avut îndrăzneala. Am realizat că stăteam lângă un om mare care purta cu seninătate o povară fără ca ceva din comportamentul lui să sugereze că i-ar fi greu, că face un efort.
dar vreau să-mi exprim respectul profund pentru toți părinții de copii cu nevoi speciale care își cresc copiii cu demnitate și dragoste. Priveam cu ochii aproape în lacrimi cum cei doi coboară din tramvai. Apoi am realizat că din cauza oboselii sau neatenției urcasem în tramvaiul greșit. Dar eu nu cred în coincidențe. A fost pentru mine o lecție pe care a trebuit să o învăț sau să o recapitulez. La fel ca acest om, și noi, studenții de la PPS, după aproape fiecare oră petrecută la practică sau înconjurați de persoane cu nevoi speciale, primeam o lecție, deși noi mergeam să oferim lecții. De când s-a născut Amos, fratele meu care are sindromul Down, privind la el în fiecare zi, familia mea trăiește altfel. Începem să ne oprim din alergarea noastră după lucruri care aduc fericire falsă de o clipă. Noi, cei de la PPS, suntem cei care au încetat să mai privească atât de greșit persoanele cu nevoi speciale și avem parte aproape zilnic de experiențe unice cu persoane speciale. Cred că noi ne-am ales un domeniu deosebit. Deși vom fi foarte provocați din toate punctele de vedere și nu vom avea de fiecare dată răspunsurile sau rezolvările perfecte, noi am ales să investim și să valorificăm fiecare persoană cu care vom lucra și satisfacția noastră va fi mare, nemăsurabilă. Vom fi obosiți de multe ori, dar vom fi fericiți și împliniți pentru că ne-am ales un domeniu extraordinar în care ne dăruim pentru alții. În curând, după finalizarea examenelor, va începe aventura. Vom avea responsabilități mari, ne vom confrunta cu lucruri pe care nu vom ști cum să le rezolvăm. Dar, dacă ne vom păstra motivația aceasta nobilă, dacă rămânem conștienți de ce rol important avem noi ca specialiști în această societate, dacă vom trata lucrurile cu responsabilitate, sunt sigură că vom reuși. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și sper să ne întâlnim peste câțiva ani plini de realizări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În continuare, absolvenții Departamentului de Științele Educației au pregătit un filmuleț de prezentare pe care vă invit să-l urmărim împreună. Is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance. You can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a rule, there's a rhyme. Move along and the rest will follow.
continuare, un alt moment emoționant este momentul simbolic al predării cheii, da? Transferul... Absolvenții de anul 3 vor preda ștafeta colegilor lor din anul 2 prin predarea cheii specializării. Nu știu unde sunt. Și ca semn că au acceptat, ca semn că studenții anului 2 au acceptat provocarea, ne va vorbi reprezentanta lor, domnișoara Iulia Servil. Doamna. E foarte bine. Bună ziua, dragi prieteni, profesori, părinți, colegi. Vă numesc prieteni pe toți, pentru că știu ce însemnați pentru mine ca individ în societate și știu ce însemnați fiecare pentru fiecare, cu atât mai mult cu cât am avut deosebită plăcere să fiu alături de voi, dragi colegi de an terminal, în conferințele studențești din Universitatea de Vest și din țară. Acolo unde ne-am închegat ca un grup extraordinar, am făcut o mulțime de lucruri frumoase, pentru care vă felicit și vă admir. Mi-ați dat niște lecții extraordinare și vă văd lăcrimând. Mulți dintre voi ați trecut prin momente incredibil de grele și le-ați depășit. Sunteți lecții de viață. Vreau să vă aplaud în primul rând pe voi. Și apoi pe profesorii noștri care, în ciuda greutăților prin care au trecut, a fost un an foarte greu pentru mulți dintre profesorii noștri, au rămas alături de noi și s-au prezentat în toată splendoarea cunoștințelor lor, fără să simțim o clipă că trec prin cele mai grele momente din viață. Am emoții fantastice. Dar, ca să treacă emoțiile, vreau să scurtez și să... Vă prezint, am pregătit împreună cu colegii din anul mai mic, anul 2, da? Pentru voi. Omenirea de la începuturile ei civilizate, cât de cât, de la începuturile creștinismului, de la începuturile omenirii, de fapt, s-a bazat pe cele 10 porunci. Nu erau pe atunci manuale, știți voi, nu erau alte modalități de a transmite învățătura bună, decât prin intermediul religiei. Și religia creștină a avut aceste 10 porunci. Ei bine, dragii mei, religia educației vă aduce acum în față la Timișoara, la Universitatea de Vest, la Departamentul Științele Educației, cele 10 porunci pentru profesori, inventate de noi, așa cum credem că ar trebui să fie urmate de fiecare dascăl, fie el și profesor universitar. Așadar, porunca numărul 1. Educația este sfântă. Închină-te în fața ei și ai încredere că este cheia care deschide ușa paradisului. Porunca numărul 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare. Nu te da mare, cu alte cuvinte. Fii mare și modest. Porunca numărul 3. Să nu iei numele educației în deșert, oricât ai fi de tentat, oricât ar fi de mic salariul, oricât de mult ți-ar fi tăiat din prime. Educația nu are valoarea salariului ei, ea are valoarea formării ei. Așadar, amintește-ți că, indiferent unde vor fi bogățiile celelalte, indiferent câți bani vei câștiga sau vei pierde, indiferent câți oameni vor rămâne lângă tine sau vor pleca, educația ta rămâne aici și aici.
o vei lua cu tine peste tot și vei putea să faci paradă cu ea în mod onorabil. Porunca numărul 4. Adu-ți aminte de ziua fiecărui copil și cinstește-o, pentru că nici nu știi cât contează o felicitare din partea unui profesor. Este ca o muzică bună pe care va dansa toată viața în mintea lui, știind că a fost apreciat de profesorul său. Porunca numărul 5, foarte importantă. Cinstește-l pe tatăl și pe mama copilului din bancă. Altfel, nu vrei să ai de-a face cu un părinte al cărui copil îl critici, crede-mă pe cuvânt. Porunca numărul 6. Să nu ucizi visuri. Visurile copiilor, visurile tale. Dragii mei, stăteam de unăzi de vorbă cu o colegă și îmi spunea că nu va îndrăzni să se înscrie la masterat, nici cum la doctorat, pentru că o să avem școală doctorală și felicitări domnilor profesori că ați reușit să puneți bazele acestei școli. De ce să nu îndrăznești? Tu ești profesorul. Dacă tu renunți la visurile tale, ce va înțelege acel copil? Că poate să renunțe, că e mai simplu așa. Dar oare este mai bine pentru viitorul nostru al tuturor? Nu renunțați, urmați-le și depuneți toate eforturile să se împlinească. Porunca numărul 8. Aici am schimbat puțin ordinea și veți vedea de ce. Să nu furi timp. Să nu-ți furi din timp. Ai grijă ce faci cu timpul tău, pentru că timpul este cea mai importantă resursă și nu se întoarce. Nu poate fi cumpărat, nu poate fi împrumutat. Însă, dacă îl pui acolo unde trebuie, poate fi valorificat în lucruri care te pot ajuta pe tine și pe cei din jurul tău. Timpul cu cei dragi, nu uitați, de mami, de tati, de iubii, de profesori, mai sunați-i din când în când, mai întrebați-i ce fac, și de elevii voștri, și voi puteți să-i sunați pe elevi. Timpul, locul în care alegi să-ți pui timpul, este locul în care tu devii valoros. Porunca numărul 8. Să nu vorbești împotriva copilului, niciodată. Vorbește mereu doar pentru copil. Porunca numărul 9. Să nu poftești la bunurile altuia, pentru că oamenii sunt ca niște fructe. Fiecare se coace la timpul său și fiecare are gustul său. Nu putem fi toți la fel, dar cu siguranță vom fi savurați. Și cea din urmă poruncă, porunca numărul 10. Să nu fii desfrânat. Acum știu la ce vă gândiți. Însă m-am gândit la alcătuirea acestui cuvânt. Desfrânat. Ar fi un antonim al lui înfrânat. Adică, domnule profesor, doamnă profesoară, atunci când te simți copleșit, când ai apăsat doar pedala de accelerație și viața o ia razna în jurul tău, amintește-ți că ai și pedală de frână. Apasă-o cu încredere. Când emoțiile te copleșesc și simți că nervii o iau raznă în fața copiilor, apasă frâna. Când ai vorbit prea mult deja, învață să apeși frâna. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! În continuare urmează, poate pentru ultima oară, dar nu chiar, că mai au ei ceva examene, dar într-un mediu festiv vor fi citite catalogele celor trei specializări, începând cu specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Îl invit pe domnul profesor Ionel Moș să strige catalogul.
doamna Simona Ana Maria. Felicitări pentru absolvire și mult succes în continuare. Berzescu Patricia. Felicitări pentru absolvire, mult succes în continuare. Beutură Bianca Corina. Felicitări și mult succes în continuare. Stai cu mine. Cocuci Bianca Sunamita. Ciotârlă Maria. Felicitări pentru absolvire și mult succes. Covaci Asmina. Felicitări pentru absolvire, mult succes. Da. Să încercăm așa. Crețescu Denisa. Mult succes, felicitări pentru absolvire. Dicusară Liuba. Mult succes, felicitări pentru absolvire. Dolca Ionela. Mult succes, felicitări pentru absolvire. Gaiță Damaris. Felicitări pentru absolvire, mult succes. Grancia Tabita Bianca. Succes. Grădinariu Rahela Iasmina. Bravo, mult succes. Grecu Mădălina. Felicitări, mult succes. Hațegan Alexandra. Felicitări, mult succes. Ilion Ioana Alexandra. Felicitări și mult succes. Iuga Ioana Diana. Felicitări, mult succes. Ivanitski Adina. Felicitări și mult succes. Lera Laura Adelina. Felicitări, mult succes. Mateșescu Luminița. Felicitări, mult succes. Marian Diana Maria. Felicitări, mult succes. Miclea Eliza. Felicitări și mult succes. Mihailova Dela. Felicitări, succes. Mihuța Andrada. Felicitări și succes. Mitroi Emilia Emanuela. Felicitări și mult succes. Oros Mădălina Tatiana. Petricică Florinela Maria. Felicitări și mult succes. Pârva Raluca Maria. Felicitări și mult succes. Podean Eunicia Lucreția. Felicitări și mult succes. Popa Diana Alexandra. Felicitări și mult succes. Prajac Marie. Am plăcut că, da? Felicitări și mult succes. Răducanu Andreea. Felicitări, mult succes. Râb Maria Magdalena. Felicitări, mult succes. Sabou Cristina Veronica. Felicitări și mult succes. Am sărit? Popa Andrada Alexandra. Scuzele mele, doi trandafiri pe chestia asta. Doi trandafiri pentru scuzele. Felicitări, mult succes. Și acum iar am pierdut ritmul. Salman a fost? Salman Alexandra Maria. Felicitări, mult succes. Străinescu Cătălina Ioana. Felicitări, mult succes. Soboslai Diana Imola. Felicitări, mult succes. Șirianțu Ana. Felicitări și mult succes, Ana. Telcean Cătălina. Felicitări.
Felicitări, mult succes! Timiș Cristina. Felicitări, mult. Tudoran Vlad Sergiu. Felicitări, mult succes! Ungureanu Adela. Felicitări, mult succes! Ursuț Rebecca Mădălina. Felicitări, mult succes! Vasilon Diana Mihaela. Felicitări și mult succes! Și vrăjitor Eunice Genoveva. Ultima, dar nu cea din urmă. Felicitări și mult succes! În continuare, vă prezint absolvenții specializării pedagogie. Alin Andronicesei. Alina Loredana Boar. Anca Nicoleta Boncea. Victoria Bozana. Bozana. Scuze. Ok. Elena Raluca Bracu. Denisa Ramona Cuț. Dafina Dan Debora. Nazarica Maria Feti. Okay. Denisa Gufu. Ionela Simina Juratoni. Isabela Carina Mesaro. Lenuța Rodica Ordace. Maria Emanuela Pătruț. Okay. Miriam Andrada Petrovici. Okay. Simona Andreea Segărceanu. Miruna Raluca Sârbulescu. Mulțumesc. Ok. Andreea Marinela Soltanei. Aida Naomi Todosi. Și Denisa Nicoleta Tripșa. În continuare, colega mea Anca Luștrea va prezenta absolvenții specializării psihopedagogie specială. Mulțumesc frumos și sunt mândră să vă prezint absolvenții psihopedagogie specială. Bade Alexandru. Barbu Lavinia. Blându Maria. Borozia Gianina. Budo Carmen. Copocean Rebecca. Dancea Diana. Jungle Roxana. Giurchi Simina. Gotard Ildico. Grigoroșcuță Iasmina.
Halip Madalina. Hartman Romina. Hotea Valentin. Iemciu Iasmina. Ilia Alina. Loloș Cosmina. Mituca Emanuela. Munteanu Adelina. Neșit Sanela. Postolachia Roxana. Bine! Trifu Emanuela. Și Vladae Loredana. Felicitări tuturor absolvenților! Cam acesta a fost momentul culminant al întâlnirii noastre, acestei ceremonii. Vă mulțumim tuturor pentru prezență, pentru susținere, pentru încurajări.